Marius Creciu, primarul municipiului Drobeta-Turnu-Severin, a demarat mai multe proiecte în cartierul Apolodor, menite să îmbunătățească aspectul zonei și să crească confortul locuitorilor. În prezent se lucrează la strada Padeș, extrem de importantă din punct de vedere industrial, care nu a mai fost reparată de 10 de ani. Văd că astăzi am intrat cu forțe multe pe Padeș. Avem siguranța că lucrurile au început bine. Cum terminăm? Când credeți că ar urma? În 2 luni de zile sperăm să putem pune straturile de astea. Dar cât avem? Dacă cred că 3 straturi avem. 3 straturi, da. E o stradă industrială cu foarte multe, văd, trafic greu. Marile fiecare. Cam 60 de zile, așa, dacă sper să ne ajute și vremea. Dacă ne ajută și vremea, da. După ce decapăm, o să începem să lucrăm la partea de canalizare. Pluvialele. Sper să mențineți ritmul, că văd foarte mulți oameni. E important să menținem ritmul, să terminăm. O să-l crește. Datorită implicării administrației locale în cartierele mărginașe ale municipiului Drobeta-Turnu-Severin, s-au realizat investiții ample de reabilitare și modernizare. Printre acestea se numără și cartierul Apolodor, unde în prezent se lucrează la ultima stradă care nu a fost îmbunătățită. Strada Padeș deservește unei zone industriale și astfel se vor turna 3 straturi de asfalt. Această stradă Padeș este ultima stradă din cartierul Apolodor. E o stradă extrem de importantă din punct de vedere industrial, pentru că face legătura pentru mai multe magazine, garaje, depozite și era extrem de necesară. Este ultima dată s-a intervenit pe ea înainte de 1989, pe timpul lui Ceaușescu, și arăta deplorabil. Foarte multe gropi. Nu funcționa aproape deloc ca și stradă, cu greu se putea intra pe ea, mai ales atunci când ploua. E o investiție care se apropie de 2 milioane, o investiție care prinde atât refacerea străzii cât și a trotuarelor, canalizare unde mai este cazul, racorduri de gaze unde mai este cazul, și putem spune că odată cu această stradă Padeș chiar avem misiunea îndeplinită. Municipalitatea dovedește și prin această investiție că acordă o atenție deosebită reabilitării și modernizării străzilor din cartierele mărginașe ale municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Avem o stradă, strada Padeș, pe o lungime de 811 metri, dintre care 693 strada Padeș și 118 drumurile laterale. O lățime variabilă între 8 și 7 metri, drumurile laterale sunt de 5 metri. Acum lucrăm la decaparea stratului de beton, urmând să facem canalizarea, după canalizare, infrastructură și cu bordurile și straturile de asfalt. Strada Padeș deservește mai multor magazine, garaje și depozite. Investiția era foarte necesară, întrucât asfaltul era vechi și degradat, iar din cauza gropilor, accesul era aproape imposibil. Finalizarea acestui proiect reprezintă modernizarea din temelii a întregului cartier Apolodor, adică încă o promisiune respectată de primarul Marius Creciu.